Salutare! Astăzi vom vorbi despre unul dintre cele mai celebre romane din literatura engleză și universală, Jane Eyre, scrisă de Charlotte Bronte. Înainte de a începe, vă reamintesc să nu uitați să vă abonați la canalul Lily și Cărțile pentru mai multe rezumate. Acum să revenim la cartea noastră. Acțiunea romanului traversează două decenii din viața eroinei Jane Eyre, debutând cu suferințele copilăriei grele, petrecute în casa mătușii sale, Sarah Reed, unde Jane este constant maltratată de către familia acesteia. La sfatul binevoitor al unui medic, Jane este trimisă apoi la pensionul pentru orfani, unde este tratată cu o răutate similară de către domnul Blockerhurst, directorul stabilimentului. Acolo Jane își pierde cea mai bună prietenă, pe Helen, care se stinge din cauza neglijenței cu care copiii obișnuiau să fie tratați împotriva bolilor contagioase. Jane este educată să devină profesoară pentru copiii aristocraților. Își însușește toate talentele pe care fetele nobile trebuie să le afișeze pentru a impresiona potențialii soți. Dans, pictură, croșetat, limba franceză. De asemenea, are principii solide, este independentă și incoruptibilă. Prima ei slujbă este aceea de instituitoare a micuței Adele, pupila unui nobil de țară, Edward Rochester. Rochester are 35 de ani, o mină mohorâtă, privirea încruntată și o fire irascibilă. Cu Jane se poartă uneori sever și distant, iar alteori o tachinează sau îi face confidențe. Într-un astfel de moment, Rochester îi dezvăluie că Adele este fiica naturală a amantei sale de o noapte, Celine, o balerină franțuzoaică decedată. El i-a povestit că a crezut că îl adoră în ciuda faptului că nu era prea chipeș. A instalat-o într-un hotel, i-a angajat un set complet de servitori, i-a luat răsură, cașmir, diamante și dantelă. Într-o seară, Rochester și-a surprins amanta cu alt iubit, un tânăr vicios și fără minte, cum îl descrie el. Cumprins de gelozie, a rămas ascuns, trăgând cu urechea la conversația lor vulgară, când Celine și-a bătut joc de el, afirmând că era urât și diform. El s-a vindecat pe loc de marea lui pasiune pentru ea. Rochester a pășit în camera de hotel a lui Celine și a poruncit să-și facă bagajele și să plece. Apoi l-a provocat pe tânăr la duel și l-a împușcat în braț. Rochester și Jane împărtășesc aceeași părere despre amante. Amanta este o femeie decăzută, cu intelect și moralitate discutabile. Este trădătoare și mercantilă, instabilă și adesea de naționalitate străină. Deși o guvernantă bizară și neexperimentată în vârstă de 18 ani nu ar putea părea o confidentă potrivită pentru astfel de dezvăluiri, Jane acceptă povestea ca pe un omagiu adus discreției sale. Nu trece mult până când Jane își dă seama că este îndrăgostită de Rochester. Acesta însă o curtează pe o frumoasă bogată și snoabă cu care Jane crede că el se va căsători. Dar el manevrează în așa fel situația încât Jane nu se poate abține și își mărturisește dragostea pentru el, spunând: "Credeți că dacă sunt săracă, necunoscută, urâtă și mică, sunt și lipsită de suflet și de inimă?" Auzind acestea, Rochester o cere în căsătorie, asigurând-o că nu a intenționat niciodată să se căsătorească cu o altă femeie. Fericirea lui Jane este umbrită doar de îngrijorarea cu privire la lipsa ei de resurse financiare, astfel refuză și vrea să rămână doar guvernanta Adelei, însă acesta reușește să o convingă. Venind și ziua nunții, în timp ce stau în fața preotului la altar, așteptând să înceapă slujba, un străin întrerupe ceremonia, declarând că domnul Rochester are o soție legitimă, Bertha Manson, care este ținută în mansarda conacului. Jane a evitat în ultimul moment să facă din Rochester un bigam. Ba mai rău, omul acela aproape că m-a transformat în amanta lui. Trebuie să fiu de piatră față de el, se jură ea. Disperat, o imploră pe Jane să meargă cu el în sudul Franței, ca să trăiască în calitate de soț și soție, sătul să-i se spună că trăiește doar cu amante.
Pentru a nu cădea în ispita de a deveni amanta englezoaica lui Rochester, Jane fuge la țară, rătăcește fără bani, înghețată și aproape moartă de foame, până când în cele din urmă întâlnește două călugărițe devotate și pe fratele lor, un fanatic religios, John Rivers. După ce o repun pe picioare pe Jane, frații îi asigură un trai modest, dar onorabil, ca profesoară pentru copiii de la țară. Uneori Jane regretă ce a pierdut și mai visează încă la viața din conacul lui domnului Rochester. Viața simplă a lui Jane se complică printr-o cerere în căsătorie din partea lui John, care îi propune să-l însoțească în India, unde el urma să plece ca misionar. Jane nu-l iubește și știe că el o vede doar ca pe o tovarășă de viață. În timp ce încearcă să ajungă la o decizie, află că un unchi necunoscut a murit, lăsându-i o avere. Devenind brusc independentă, Jane se grăbește să-l regăsească pe Rochester, cu care acum se putea iubi fără a-i deveni amantă. Între timp, Rochester a ajuns un om nenorocit. Soția lui nebună a dat foc conacului și a murit în incendiu. Rochester a supraviețuit cu arsuri grave și orb, dar rămânând la fel de îndrăgostit de Jane ca și ea de el. Când acesta s-a întors la el, Rochester nu a ezitat să o ceară de nevastă, iar de data aceasta Jane a răspuns pe nerăsuflate, da. Voința de fier a lui Jane și tăria ei de caracter, susținută prin câteva intrigi bine gândite, o salvează de la jăsnicia statutului de amantă. Numai în cadrul căsătoriei, ne spune Charlotte Bronte, Jane se poate bucura pe deplin de forța magnetică a atracției reciproce care există între ea și Rochester, cum declară Elizabeth Abbott în O istorie a amantelor în anul 2005. În Jane Eyre, autoarea își destăinuiește frământările, umilințele, constrângerile și speranțele prin glasul lui Jane. Atmosfera cărții, descrierile locurilor, pusatele izolate și sărăcăcioase, casele bântuite, oameni cu secrete bine ascunse, ținutul umed și mlăștinos, plin de molime, scoate în evidență dragostea de viață. Curajul și demnitatea personajelor înfrunte cu eroina cărții, iar mesajul transmis este demn de a fi luat un exemplu de către cititorii de acum. La mai bine de un secol de la apariția cărții. Sper că v-a plăcut acest rezumat al cărții și că v-am făcut curioși să o citiți. Nu uitați să vă abonați la Lili și Cărțile pentru noi rezumate și recenzii ale cărților din literatura românească, cât și cea universală. Pe data viitoare!